Fosta soție a lui Vlad Huidu a fost deranjată de dezvăluirile făcute de tatăl celebrilor Șerban și Vlad Huidu în cancan.ro. I-a dat replica, dar nu s-a avântat în dezvăluiri spumoase. A făcut-o cu mult bun simț. A ținut să-i amintească și de soțul ei, cel despre care Huidu a spus că a ieșit din pușcărie. Huidu să facă bine, să-și ceară scuze pentru mizeriile pe care le-a declarat, a spus Mirela Scarlat. Am încercat să stau deoparte de toată lumea, dar văd că nici după 10 ani de divorț nu încetează, a continuat ea. S-a considerat invincibil, un fel de Isus, să-și ducă crucea, că o merită, a mai spus fosta doamnă Huidu.